Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la emisiunea Alege să învingi. În această săptămână m-am gândit să vă aduc în case o tânără minunată, frumoasă și deșteaptă, o tânără care are inițiativă, care dorește și a dorit să lucreze pentru tineri în mod special. Pentru tineri, pentru dezvoltarea abilităților, a calităților pe care le au acești tineri, pe care orice tânăr le are, pentru a întreprinde diferite activități care să-i vină în ajutorul propriei dezvoltări personale. Tineri care îi ajută și pe cei mai în vârstă, tineri care încearcă să își găsească activități pe care să le facă cu plăcere, dar care să-i devină, de ce nu, chiar viitoare profesii. Prin urmare, doamnelor și domnilor, vă invit să o primiți în casele dumneavoastră pe domnișoara Mihaela Stanciu. Este asistent director la Asociația International Award for Young People, mai precis o asociație care se adresează tinerilor, pentru toți tinerii. Este o asociație internațională. Bine ai venit, Mihaela, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Bine v-am găsit! Mihaela, dragă, cine este această asociație? Asociația International Award for Young People este o asociație care se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 25 de ani. Așa. Ea are ca scop susținerea procesului de dezvoltare personală a tinerilor cu această vârstă. Și dorește să implice pe tineri să se descopere, să se implice în diverse activități și să poată să realizeze ceva pentru ei înșiși, pentru comunități și pentru lumea în care trăiesc. Așa, când a fost înființată această asociație? Pentru că nu este de mult timp aici în oraș. În România, asociația s-a înființat anul trecut, în luna februarie, cu sprijinul Fundației Rangunwala și Asociației Internaționale World a Ducelui de Edimburg, care are sediul în Londra. Așa. Asta pentru că programul, noi implementăm acest program cu același nume. Programul există încă din 1956, el a apărut în Marea Britanie. În România există din 1991, el a fost adus de către o măicuță Ia uzi. în Motru. Însă, având în vedere că lucrurile mergeau puțin mai greu înainte de 2000, comunicarea era mai dificilă, lucrurile s-au mișcat mai puțin rapid. Așa. Și programul nu a reușit să se extindă atât de repede precum o face astăzi. Dar această măicuță, cum a adus programul? Deci l-a adus la Motru. Și a început să lucreze cu Cu tinerii. tinerii din localitate. Da. Și nu s-a reușit dezvoltarea acestui program Nu. atunci. Asta pentru că nici nu existase același sistem de licențiere a oricărei instituții și organizații care dorește să lucreze cu programul așa cum există de ceva vreme și cum se procedează astăzi. Așa, dar voi aveți licență și respectați exact programul care a fost inițiat de ducele de Da, de Ducele de Edinburgh, da, încă din Așa. 1956. Da. Așa. Într-o prezentare a asociației voastre spune așa: programul a fost introdus prima dată în Regatul Unit în 1956, sub numele The Duke of Edinburgh Award. Scopul awardului era să motiveze băieții între 15 și 18 ani de a se implica într-un program echilibrat de activități voluntare, care să contribuie la dezvoltarea lor personală și să-i ajute să depășească perioada dificilă dintre adolescență și maturitate. Cum ajutați voi tinerii să treacă peste această perioadă? Presupun că aceasta este și scopul asociației. Deci, perioada dintre adolescență și maturitate, după cum se știe, este o perioadă mai dificilă în care copilul se dezvoltă și este foarte important, copilul, tânărul, este foarte important ce decizii să ia în acel moment. Da.
ce decizii luați voi pentru a le facilita sau ce activități ați propus pentru ca acești tineri să aibă o șansă de, pentru a deveni cineva în această viață. Cineva nu neapărat ca funcție, cineva ca și, ca și dezvoltare personală. Farmecul programului este că le oferim libertatea de a alege. Așa. Pentru că cu toții știm că adolescența este o perioadă care pe toți, care lasă o amprentă foarte puternică asupra personalității noastre, mai ales că este o perioadă în care ne formăm personalitatea și Așa. Ne dezvoltăm. Noi încurajăm tinerii, le oferim acest program, program care cuprinde anumite secțiuni, voluntariat, abilități personale, activități fizice și aventură. Deci prin urmare, programul vostru este împărțit pe mai multe secțiuni. Asta da. Ca să înțeleagă de ce vreau să înțeleagă tinerii, cei care poate se uită la emisiune și care doresc să facă parte din această asociație, pentru că să știți că nu aveți nimic de pierdut, din contră, o să vă fie foarte bine, pentru că o să vorbim despre asta, o să întâlniți și alți tineri ca și voi. Deci este împărțită pe mai multe secțiuni. Prima este voluntariatul, adică voluntariatul, pe cum se știe toată lumea, ce înseamnă voluntariatul? Este o activitate pe care fiecare persoană alege să o facă fără a primi ceva material în schimb. Ci... Okay. Altă secțiune, sunt cinci. Altă secțiune este secțiunea de abilități personale, o secțiune în care tânărul poate să aleagă ceva care să-i dezvolte lui abilitățile, poate chiar să-și descopere profesia pe care Cum dorește să o facă. Cum vă dați voi seama că are anumite abilități pe care nu le știe că le are? Fiecare tânăr are un adult lângă el care îl îndrumă în program. Aha. Și el împreună cu liderul, pentru că așa se numește adultul care îl îndrumă, alege activitatea și această persoană adultă îl ajută să își descopere și să își dea seama ce vrea să facă. Există o consiliere psihologică? Există un psiholog cu care colaborați? Li se fac anumite teste psihologice? Nu. Este mult mai simplu. Așa. Tânărul, în momentul în care intră în program, el își alege activitățile, pentru că fiecare tânăr dorește să facă ceva și fiecare dintre noi are anumite hobby-uri și plăceri. Și lui, prezentându-i se acest program, aceste secțiuni, el își alege activități pe care să le facă în comunitate împreună cu liderul. Liderul, adică persoana Așa. Adultă, nu-l consiliază, nu este ceva foarte, eu știu, pompos sau strict, nimic rigid care să-l facă să se simtă constrâns de da, ceva Nu cred anume. Că este o constrângere în momentul în care îi se, de exemplu, dacă îi se face o evaluare psihologică, nu neapărat a abilităților pe care le poate avea, a profesiei pe care ar putea să o urmeze. La asta m-am gândit. Consiliere psihologică cred că este mult spus, însă mult spus, o exact. Discuție. O discuție, da. Da, și mai ales că liderul, adultul, este persoana care îi va fi alături pe tot parcursul. Adultul este un fel de lider, da? Da, o să vorbim de lider. Ok, deci voluntariat, există a doua, abilitățile personale, activități fizice. Activități fizice, asta diferite sporturi, natură și așa. Patru. Aventura. Aventura este cea mai plăcută secțiune a programului. Ce faceți voi acolo în aventura? Tinerii, de obicei, ei își pot alege să meargă pe munte, să meargă într-o expediție. Pot alege să facă asta pentru că sunt două lucruri diferite. În funcție de abilitățile tânărului și de ceea ce poate el să facă fizic, el poate să aleagă să depună mai mult efort și atunci să meargă într-o expediție, să meargă pe munte, să parcurgă anumiți kilometri. Care a fost cea mai mare expediție pe care ați organizat-o? Nu știu dacă vorbim neapărat de kilometri și de mare, pentru că nu fiecare traseu trebuie să fie ca un traseu pe Himalaya. Așa. Și el trebuie să fie provocator pentru tânăr atât cât poate el, pentru că nu ne dorim să constrângem tinerii, ci să se simtă bine. Și atunci dar nu au dorit ei să facă mai mult? Să n-au dorit să își depășească anumite limite? Ei își depășesc limitele, întotdeauna își depășesc limitele. Doar că ei își aleg și de obicei activitățile se plănuiesc astfel încât să aibă și un sentiment de satisfacție la final. Corect. Care a fost ultima expediție pe care ați organizat-o?
Expedițiile se organizează de către organizațiile care implementează programul. Asta pentru că programul International War for Young People este ca o unealtă pe care fiecare instituție din România, fiecare organizație non-guvernamentală poate să îl ia și să-l implementeze pentru tinerii din comunitatea lui. Trebuie să vă mărturisesc, doamnelor și domnilor, că exact la acest punct, eu m-am cam împotmolit, pentru că am zis așa, am întrebat-o pe Mihaela, bun, și deci că nu înțeleg, ok, programul va aparține, cum adică îl folosesc și alte asociații? Deci asociațiile, precum Scutul, de exemplu, unde a lucrat Mihaela, o să vorbim puțin despre asta, deci Scutul folosește, de exemplu, acest program. La mine a fost, am zis, nu înțeleg, cum adică? Mai explică-mi o dată? Bun, așa cum spuneam, programul a apărut în România de multă vreme. Așa. Noi suntem o asociație care coordonează programul și care sprijină toate organizațiile care lucrează cu el și îl promovează către alte organizații. Asta înseamnă că fiecare organizație, fiecare instituție publică care dorește să facă ceva pentru tinerii lor, pentru comunitatea lor, poate să ia programul acesta. Programul, adică cu secțiunile, cu activitățile voastre. Da. Și să-l implementeze și să-l dea mai departe tinerilor lor. Structura este următoarea. Pentru că în Londra, Secretariatul Internațional este singurul care poate să ofere această licență de a lucra cu programul. În momentul în care o instituție, un ONG, dorește să lucreze cu acest program, el completează un formular, obține licența, iar apoi este format de către noi pentru a putea să-l deruleze, pentru că are nevoie de o pregătire. Eu, doamnelor și domnilor, l-am înțeles așa, că Asociația International Young Award for... Nu, International... For Young People, este ca un centru mamă, ca o mamă care are grijă de fiii ei, are împărțit așa mai în jurul ei și are grijă, deci ca un centru mamă care își coordonează activitatea în celelalte centre. Să revenim puțin. Deci, voluntariat, activități fizice, abilități personale, aventură și... Mai există o secțiune adițională pentru un singur nivel. Asta pentru că tinerii iau parte la program pe trei nivele, bronz, argint și aur. Și mai există secțiunea de proiect rezidențial care este valabilă doar pentru nivelul de aur. Am înțeles. Înainte de a discuta despre ce înseamnă aceste medalii, așa, aș vrea să urmărim un material cu o prezentare a asociației pe care o reprezintă domnișoara Mihaela Stanciu. Să urmărim materialul. În 1956, ducele de Edinburgh a lansat un program nou și ambițios de dezvoltare personală, International Award for Young People. Astăzi, programul este global, motivând tineri din 132 de țări să-și dezvolte abilitățile personale și să-și descopere noi talente, interese pe care nici nu știau că le au. Mai mult de 8 milioane de tineri cu vârsta între 14 și 25 de ani au luat parte la program, împreună cu mii de adulți, lideri și voluntari care au fost provocați și inspirați prin experiența award-ului. Scopul este de a-i provoca pe tineri să-și atingă maximul de potențial. Ei pot alege dintr-o varietate de activități, progresând într-un ritm propriu și simțindu-se bine în cadrul acestui proces. În final, realizările lor sunt recunoscute prin cele trei nivele ale award-ului: bronz, argint și aur. Bronzul este pentru tinerii peste 14 ani și durează cel puțin 6 luni. Argintul este pentru tinerii peste 15 ani și durează cel puțin un an. Aurul este pentru tinerii peste 16 ani și durează peste 18 luni. După terminarea cu succes a fiecărui nivel, participanții primesc o insignă de bronz, argint sau aur și o diplomă. De obicei, acestea sunt înmânate de o persoană importantă din comunitate sau de către patronul award-ului din țara respectivă.
Pentru a câștiga award-ul, participanții aleg câte o activitate din fiecare secțiune a award-ului: abilități personale, aventură, voluntariat și activități fizice. Secțiunea de abilități se referă la dezvoltarea spiritului întreprinzător, prin însușirea unor noi abilități sau dezvoltarea celor deja existente. Abilitățile implicate sunt atât de variate ca și noi: masaj, artă culinară, utilizarea calculatoarelor, muzică, pictură. Aventura este o altă secțiune. Nu toate expedițiile trebuie să fie atât de provocatoare ca un traseu pe Himalaya. Decizia este a ta. Liderii îi ajută pe tineri să planifice și să realizeze expedițiile în orice mediu, cu scopul de a dezvolta spiritul de aventură, încrederea în sine, lucrul în echipă și de a crește gradul de conștientizare asupra mediului înconjurător. Secțiunea de voluntariat are scopul de a sprijini comunitatea și de a aduce o contribuție reală la calitatea vieții. Participanții se pot implica în activități ca protecția mediului înconjurător, strângere de fonduri în scopuri caritabile, lucrul cu persoane cu dizabilități, realizarea unor publicații pentru tineri, lucrul cu copiii străzii, cu persoane vârstnice. A ajuta comunitatea, a lua inițiativa, a fi conștient de nevoile sociale ale celorlalți și a fi responsabil sunt doar câteva dintre responsabilitățile celor care fac voluntariat. Partea de activitate fizică din Award, la fel ca celelalte secțiuni, se bazează pe dezvoltarea personală. Scopul este de a-ți îmbunătăți starea fizică. Tinerii se pot implica în activități ca aikido, tir cu arcul, fotbal, tenis de masă, înot, balet. La nivelul de aur există o secțiune adițională, proiectul rezidențial. Scopul este de a lărgi experiența de viață a tinerilor prin implicarea împreună cu alte persoane într-un proiect rezidențial. Așa, am urmărit materialul, frumoasă prezentare, Mihaela. Voi l-ați făcut, noi am văzut fotografii și cu tine și cu activitățile pe care le întreprindeți în cadrul asociației. Uh-huh. Au fost activități din cadrul anului 2010, când a fost implementat un proiect. Uh-huh. Am înțeles. Ce proiect? Proiectul Poți și Tu. A fost un proiect care a implicat 50 de tineri din comunitate și 50 de tineri din sistemul public de ocrotire de stat, din centre de plasament și cu dizabilități. Ah, foarte interesant! Uh-huh. În cadrul aceluiași program. Și ce rezultate au fost? Poți și tu, îmi place titlul. Uh-huh. Ei au putut? Ei au reușit? Au putut și au reușit și au făcut o treabă extraordinară. Ce au reușit? Au reușit să se depășească pe ei înșiși, să se cunoască și să facă ceva pentru comunitate, lucru extraordinar. Dă-mi un exemplu, ce au făcut pentru comunitate? Au făcut activități de protecție a mediului, uh-huh. Au curățat partea tâmpa, au plantat copăcei, uh-huh. Au ajutat... Vârstnici, au fost cumva? Vârstnici, persoane cu boli cronice, au făcut voluntariat la diverse instituții din Brașov. Chiar voluntariatul poate însemna chiar să ajuți o bătrânică să își facă cumpărăturile. Exact. Lucruri pe care le-au făcut. O mulțime de lucruri extraordinare. Cum atrageți tinerii? De unde vin tinerii către voi? Sau de ce ar veni tinerii la voi? De ce ar veni? Da, de ce ar veni? Trăim într-o societate în care se pune foarte mult accent pe educația aceasta formală, din școli, care este extraordinar de bună, însă trebuie să motivăm tinerii nu numai la nivel intelectual, ci și la nivel personal. Și tinerii vin pentru că programul este o alternativă foarte bună de petrecere a timpului liber. Este o alternativă distractivă, o alternativă care le oferă o mulțime de oportunități, pot să-și aleagă ce vor ei, au libertate. Și toate aceste lucruri nu pot să le facă decât bine și să-i dezvolte pe ei. Având în vedere că, după cum se știe, perioada adolescenței este nevoia de libertate, nevoia de a atrage atenția și de ascultare, exact. Și atunci, uh-huh, de multe ori sunt tentați să meargă către grupuri care nu le sunt foarte favorabile. Iată că voi le deschideți o altă ușă, activități, tot de comunitate, de mai mulți tineri, de grup, mm-hmm, dar în care se pot forma constructiv. Da. Ce beneficiari aveți până în prezent? Beneficiile sunt multe pentru că și numeroase și diferite, pentru că tinerii sunt diferiți. Și fiecare tânăr are parte de o dezvoltare diferită și de o creștere extraordinară. Este, cred că, o creștere individuală, dar și de grup.
Da. Da, ceea ce asta este pentru foarte că important. Tinerii reușesc prin cadrul, prin proiect, prin program, reușesc să ia contact cu alte categorii de oameni, cu alte grupuri, să intre în medii în care n-au avut acces până atunci și să cunoască altă lume. Deci până lumea la lor urmă. Nu mai este atât. Nu, ea se lărgește. Ea se lărgește. Orizontul se mărește. Am înțeles. Bun, care sunt categoriile de beneficiari pe care le aveți? Voi sunteți doar în Brașov? Nu, noi coordonăm programul la nivel național. Deci voi sunteți pe plan da, național. Da, România, da. Câte județe sau câte orașe? Noi avem 22 de instituții și organizații non-guvernamentale în 18 localități. Iar tinerii cu care fac parte din program în momentul de față sunt sportivi, cercetași, tineri cu dizabilități, tineri din centre de plasament, tineri din penitenciare, iar anul acesta programul s-a extins, începe să se extindă către tinerii cu HIV-SIDA și cu boli cronice. O să vorbim despre aceste lucruri în partea a doua a emisiunii, pentru că vreau să și vedem materialul tot al vostru pe care le-ați făcut, în ce privesc activitățile pe care le întreprindeți acolo, de proiectele voastre, pentru că sunt niște proiecte extraordinare. Dar hai să vorbim pentru moment despre ceea ce ați făcut. De exemplu, în programul Poți și Tu. Dă-mi un exemplu în care cineva dintre tinerii care au intrat în acest program au avut o schimbare, a intervenit o schimbare în comportamentul lui. De exemplu, părinții. Au venit părinți care să vă ceară sfatul, cum să se poarte cu copilul lor care la un moment dat poate nu vrea să mai învețe, care este tentat să facă alte lucruri. În cadrul programului Poți și Tu au fost proiectul, astfel de schimbări. Proiectul Poți și Tu a fost un proiect implementat de Asociația de Servicii Sociale SCUT în 2010. Acesta a însemnat derularea programului International Work for Young People. Iar un exemplu extraordinar pe care vi-l pot da este al unui tânăr din sistemul public de crotire de stat, care a cunoscut o evoluție extraordinară, mai ales în cadrul secțiunii de aventură. În cadrul acestei secțiuni, în timpul unei călătorii pe munte, tinerii, în timp ce aveau un conflict, părerea lui a fost singura care a fost acceptată și a fost cerută, iar din momentul acela tânărul a început să cunoască, să primească, să capete o încredere în sine mult, mult mai mare. Deci băiatul făcea parte, a crescut într-un centru de plasament. Da, da. Și a fost pentru prima dată când i s-a cerut părerea strictă a lui și a fost singura de care s-a ținut cont. Cum de a veni? Cum îl cheamă? Adam Ludovic. El este, Adam Ludovic. A avut ocazia să vorbească și anul trecut la Palatul Buckingham, l-a întâlnit pe ducele de Edinburgh și a avut ocazia să își spună povestea de viață în fața tuturor susținătorilor award-ului la nivel global, ceea ce a însemnat foarte, foarte mult și s-a descurcat extraordinar. Ne bucurăm pentru el. Poate chiar o să ne și întâlnim cu el. Deci, Adam Ludovic, cum îi spuneți voi? Ludo. Ludo. Cum a venit Ludo în cadrul asociației voastre? Cum a spus? Ce a vrut de la această asociație? În cadrul proiectului Poți și Tu, în acea vreme, el cunoștea Asociația de Servicii Sociale SCUT și a luat parte la program și primul pas pe care un tânăr îl face în momentul în care intră în program este de stabilirea unor obiective de dezvoltare personală. Și el și-a propus pe fiecare, ca toți ceilalți tineri, pe fiecare activitate în parte, să se dezvolte, să cunoască oameni noi. El a fost și instructor pe partea de voluntariat. O altă modalitate de a fi voluntar este de a învăța pe alții. Și el a fost instructor de tenis de masă. Asta înseamnă că a învățat pe ceilalți cum să joace, cum să practice acest sport. Ce interesant! Da. Bravo, bravo lui și bravo și vouă! Mihaela, dragă, trebuie să luăm o pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. Revenim în câteva momente cu Mihaela Stanciu, asistent director la Asociația International Award for Young People. Pauză de publicitate, revenim!